La partida de fotbal dintre FCM Târgu Mureș și Voința Sibiu, jandarmii mureșeni au constatat o infracțiune și două contravenții, în conformitate cu legea 4 din 2008 actualizată, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive. Chiar înainte de începerea partidei, în galeria echipei gazdă a putut fi observat un spectator despre care se cunoștea faptul că are interdicție de acces pe stadion pentru o perioadă de 6 luni. Astfel, după identificare și legitimare, reghineanului de 31 de ani i s-a adus la cunoștință faptul că a încălcat prevederile legale. Dosarul cu actele premergătoare începerii urmăririi penale au fost înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș pentru continuarea cercetărilor. În ceea ce privește contravențiile constatate de jandarmi la partida de fotbal de duminică, doi membri ai galeriei oaspete au fost sancționați contravențional, unul cu 150, altul cu 500 de lei, pentru scandal și injurii la adresa oamenilor de ordine. Jandarmii reghineni atrag atenția că legea care reglementează accesul pe stadioane s-a modificat anul acesta prin legea 10. Persoana împotriva cărora se iau măsuri de sancționare contravențională, pe lângă amendă, li se interzice dreptul printr-o măsură complementară de a accede la meciuri de fotbal, în speță, cum este municipiul Reghin, la competiții similare pentru o perioadă de până la 6 luni de zile, iar persoanelor care comit fapte de natură penală, ca și sancțiune complementară, li se interzice accesul pe aceste stadioane, aceștia fiind obligați să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, de jandarmerie sau poliție de frontieră. Modificările survenite în această lege vizează și activitatea jandarmilor care asigură ordinea publică la evenimentele sportive. Jandarmeria, și îmi permit să citesc din lege, are obligația să comunice persoanei care a săvârșit infracțiunea o prezentare a competițiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplică măsura de siguranță, precum și a locurilor și datelor de desfășurare a acestora. De asemenea, unitatea de jandarmi trebuie să prezinte de persoane în cauză cele mai apropiate sedii ale poliției, jandarmeriei sau ale poliției de frontieră față de domiciliul la care se află acesta. De asemenea, să prezinte eventuale sancțiuni aplicabile în cazul încălcării interdicției de care sunt prevăzute la articolul 1 privind participarea la competițiile sportive. În cazul în care persoana nu se poate prezenta la sediul jandarmeriei sau poliției, este obligată să ia legătura telefonic cu autoritățile ca să le explice motivele pentru care nu poate ajunge. Neprezentarea atrage după sine amendă și prestarea de ore în folosul comunității.